Cu urmare discuției pe care am avut-o cu reprezentanții HIPO Investment, am stabilit de comun acord ca proiectul de hotărâre să sune în felul următor. Se aprobă încheierea de către municipiul Craiova cu HIPO Investment AG a contractului de împrumut bancar pentru finanțare rambursabilă externă de 20 de milioane euro pentru o perioadă de 20 de ani în vederea asigurării finanțării unor obiective de investiții de interes public local din municipiul Craiova, prevăzută în anexa 1, inclusiv anexele 1A, 1E la contract, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă încheierea acordului de garantare prin veniturile proprii ale municipiului Craiova, prevăzute la 5 alinia 1 litera A din legea 273/2006 și de garanție reală mobilieră prevăzute în anexa numărul 2, inclusiv anexele 2A, 2B la acord, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Se împuternicește primarul municipiului Craiova să facă toate demersurile necesare în vederea semnării și să semneze contractul de împrumut și acordul de garantare a contractului de împrumut menționat de mai sus, precum și orice alte cereri sau documente în temeiul, în executarea sau în legătură cu acestea și să ia toate măsurile necesare în vederea executării contractului de împrumut și acordului de garantare a acestuia. Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate, Serviciul Administrației Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul pentru Achiziții Obiective de Interes Public, Tehnică și Investiții și Direcția Juridică Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. V-am înaintat proiectul de hotărâre în forma convenită, în xerocopie, pentru a lua parte și a vota cu atenție. Din discuțiile cu PASCO a reieșit un amănunt extrem de important pentru noi, primăria municipiului Craiova. Acest contract de împrumut se va desfășura printr-o bancă comercială. Atenție! Printr-o bancă comercială. Nu HIPO Bank va da bani în urmă primăriei și noi va trebui. Această bancă comercială se încărcea pe comisia. Înseamnă că rata de rambursare este influențată de acest comision bancar care vine din partea unei bănci comerciale. Aici trebuie să exact acest aspect și rugăm pe dânsii care acordă acest împrumut, cei care au negociat, să fie atenți la o bancă, eventual tot cu capital austriac și fără comision, comision în zero. Să rămânem pe dobândă, pe acel comision de 1% și nu știu ce influență mai există. Deci banii nu ne vin direct de la HIPO Bank. Asta trebuie să se zic. Nici eu, dar iată că domnul director n-a spus, o vă spun acum la toți. Și să ne explice, domnul, dacă se poate așa ceva. Să nu încărcăm rambursarea creditului cu, eu știu, 1%, 2%, să nu știu ce s-a întâmplat o bancă comercială. Pasul de explicație. Și nu desfășoară acest serviciu pentru noi, ci pentru primărie.
că e o, un aspect de desfășurare a finanțelor publice municipale de către primărie, prin tezorerie, pentru că e vorba de euro acum, respectiv într-o bancă comercială. Și atunci noi ne-am dat silința și continuare de silința să îi încurajăm pe tezorerilor de condițiile comerciale cele mai bune. Și ce scrisoare am primit acum de la voi și am dat mai departe. Și în sensul acesta putem să vă ajutăm și dorim să vă ajutăm. Prindem un contract în clipa asta, nu o să avem cum, de un motiv. Nu a fost aprobat contractul la noi așa, nu a fost trecut o oameni așa. Și ar fi, cred că extrem de greu și puțin spus, posibil, din păcate. Dar altfel, susține după ce se face pe acest aspect. Apropo de punctul ridicat de domnișoara Pădescu, articolul 3 din proiectul de hotărâre, nu era acolo nicio intenție ascunsă, ci faptul că în proiectul de contract prezentat dumneavoastră există în continuare aspecte strict tehnice, de genul care sunt cele patru date de rambursare anuale, care încă nu au fost stabilite, pentru că am înțeles că acolo primăria, în funcție de fluxurile de numerar, și aleagă datele respective mai aproape de data semnării contractului. Noi nu avem nicio intenție, cu sigur așteptăm ca primăria să decidă care sunt datele financiare respective. Acesta, de exemplu, este unul din punctele pe care domnul primar atunci când se semnează, o să completeze în contract. Celelalte documente despre care se face vorbire sunt cererea de tragere și orice fel de comun ofer. Nu există altceva. Nu există nicio intenție să se încerce o modificare a contractului, pentru că vă dați seama. Nici nu o merg, nu se modifice contractul, să-l